Ergeliye bekleyen. Asta e semigreu? Asta e semigreu, românesc, da. Aici le dă porția, nu? Aici sunt mânji cu iepene. Și, de exemplu, dacă vrea să cumpere cineva, aveți și la vânzare? Avem și la vânzare, da. La vânzare din ei. Ăștia cât pot să aibă? Au un an, n-au mânjit. Ăștia mânjit, dar m-a spus că pătea de februarie, februarie, da. Iunie, ultimii. Dar nu sunt învățați cu la vaccinii, la mânjit. Ăstea... Păi urmează, deci... Nu mânjit, ăstea, ăștia mari. Ăstea, păi sunt, sunt trei sate, știi? Hmm. Dar sunt anume care sunt pentru... Muncă, pentru căruță, de dus bunoi, de adus brajă. De-a fi... Păi un exemplar din ăsta ajunge până la 100 de kilograme. Oh, mărișor! Noi avem pământul care ne... Suntem la Hergheria de la Beclean. Aici sunt semigreu românesc. Iepele cu mânj. Sunt la adăpost. Își... Iau porție de cereale, uitați și mânjii, sunt de frumoși. Aici sunt iepele, mama cu fiul. Aici alte iepe, foarte frumoase. Îngrijit, uite, ele sunt legate, nici nu știu că e. Iepele sunt legate. Foarte frumoși mânjii sfătați din februarie, martie. Mai multe culori, roșu, sur. Câte sunt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, doisprezece, treisprezece. Nu sunt chiar toate. Nu au chiar toate mulți. Asta este o mânză. Tot foarte frumoasă. Semigreu românesc. Foarte curat, bine îngrijiți, așternutul curat, foarte frumos. Bună să trăiți! Aici au apă. Fiecare foarte frumos.
iepele și mânjii de la Hergheria Beclean. Un adăpost foarte frumos, curat și cai bine îngrijiți. Aici o altă parte de cai de la Hergheria Beclean. Tot iepe, dar fără mânji. Stau afară, la umbră. Hergheria de la Beclean. O parte din iepe semigre. Aici sunt iepele cu mânj. Aici sunt mânjii și iepele. Cum se cheamă rasa asta? Rasa lipițan. A spus că ăștia sunt singura din țară? Din lume. Lume. Singura rasă de lipițan românesc, nu? Sau cum? Ăsta sunt pentru călărie sau? Ăștia sunt pentru reproducție, pentru călărie sunt alte. Aveți alte. Da, ăștia sunt pentru menținerea rasei. Și aici tot sunt numai iepele cu mânji, nu? Numai iepe cu mânji, da. Da, foarte frumos. Hergheria de la Beclean. E miros acceptabil. Că e larg și sunt alte grajdurile. Îngrijite și curată. E foarte frumos. Le dă drumul un pic afară? Rasa lipițan. De la ferma de la Hergheria de cai de la Beclean. Îi dați afară? Da. Pot să intru și eu să... Da, puteți. Cine este uretii ușă? Ăștia sunt pentru călărie sau... O, nu sunt ăștia pentru călărie? Păi, ia de acolo pentru călărie. Dar lipițanul, e caldit. Călărie, e lipițanul românesc ăsta-i, nu? Da, e lipițanul. Lipițan. Și ăștia lanți? Te-o lipițeană, dar n-au mânj. A, sunt tot iepi, dar n-au mânj. Iepe, este acesta. Aveți un pic grijă. Da. Îs nărăvași dacă merg în partea elantă? Nu, sau? Nu, da, să nu mergeți la spatele lor. Nu. Deci așa puteți sta, că nu vă cu mânj, așa este o parte cu mânj.
Lipițan. Via. Mai, ce frumos e tot. Îi scoateți la păscut sau? A, imediat. Scoate, noi am apus de altă, am apus acolo. Acolo merge. Da. Aici sunt numai iepe, nu? Numai iepe, da. Iepe. Scrie mama, tata, bunica. Da, spița din neama lui, de unde provine. Și ăsta e pentru montă. Ăștia se folosesc migrei și aia de acolo sunt lipițani, aia doi, mai negri. Ăștia trei sunt masculi semigrei. Sunt ștanțați de la Hergherii. Hergherii Becheanu, oricum au chip, au tot la gât. Da, au un număr care... Ce face? Ești agresiv? Și îngrijit și... Da. Cum e? Stă-ți semi greu. Aici altul negru. Tot un cal frumos, bine îngrijit. Pentru o reproducție. Foarte frumos. Aștia sunt armăsare pentru montă, semigreu. Aștia trei. Parte din mașii de la Hergheria Beclean. Acum, duminica trecută, fost la noi la Beclean, dar nu pot acum cu public, pentru că e pandemia. A noastră s-a lăsat pe locul 3, Hergheria Beclean. Au fost numai reprezentanță, așa, de la mai multe hergherii. Și particular. Și particular au fost, de la alte rasa de cai lipițan de la Beclean. Iepele și măji de la Hergheria Beclean. Iepele de la Hergheria Beclean, semigreu. Partea au mânci, partea sunt gestante.
Hergelie de la Beclean, semigreu, rasa semigreu și lipițan.